Bine v-am găsit, sunt Alexandra Ciotir și ne aflăm la Teatrul Mihai Eminescu, unde a avut loc lansarea de carte a doamnei Maria Baciu, cartea Patria mea de copil. La eveniment au fost prezente mari personalități ale orașului, printre care directorul Teatrului Mihai Eminescu, Traiana Petrei, și muzeograful Gheorghe Median. Alături de mine se află doamna Maria Baciu, căreia aș vrea să-i adresez câteva întrebări. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Cât timp ați lucrat la Patria mea? Câteva săptămâni, pentru că o aveam în minte. Dintr-o dată, titlul mi-a dat posibilitatea desfășurării acestei cărți și am terminat-o foarte repede, pentru că am scris-o așa cumva și cu furie. De unde furia? Furia venea din nedreptate la care a fost supusă o societate românească într-un timp negru al existenței ei. De unde numele Patria mea de copil? Patria mea de copil, de la personaj, pentru că este un copil cel care vorbește despre patria sa în perioada stalinistă și perioada colectivizării. Și atunci copilul vorbește în perspectiva patriei sale și se întreabă ce este patria, care, cât de mare este, cum arată patria lui, cum ar trebui să arate când o să fie mai mare și va fi ostaș. El va afla că poate că patria lui este mai mare sau că a fost dusă toată în Rusia și n-a mai rămas nimic din ea. Astăzi ați lansat o carte de proză și aveți și chiar foarte multe poezii. Ce vă place mai mult să scrieți, proză sau poezii? Depinde cum un scriitor scrie, așa cum îi vine sau cum are sufletul, cum îl îndeamnă sufletul, scrie poezii, ba pentru copii sau poezii mari, sau cum este ancorat într-o realitate a sa interioară și ce îl determină din afară, că cele două stări se conjugă și dau determinanta. Revenind la cartea lansată astăzi, cui ați dedica-o? Aș dedica în primul rând copiilor, elevilor de pe băncile școlii care nu știu despre această perioadă și nici nu le vorbește nimeni. Aș dedica-o politicienilor ca să o citească cu atenție și să înțeleagă despre ce este vorba. Aș dedica-o chiar Ministerului Învățământului, deși noi nu avem un Minister al Învățământului, noi avem un minister așa în general, dar nu se cheamă al Învățământului și atunci el nu se ancorează în învățământ, de ce e probabil și lipsa manualelor școlare bune, a programelor școlare și nu face niciun efort în sensul acesta decât că stabilește niște vacanțe, niște teze de dat, niște lucrări la copii, dar fundamentul învățământului românesc s-a pierdut și este mare păcat. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Ați avut o copilărie fericită, să-i spunem? Eu am avut o copilărie fericită pentru că am știut să mă fac fericită. Pe timpul meu se trăia în sărăcie, pentru că e perioada când comunismul și-a arătat dinții, când s-a instalat de binelea, însă copilul nu știe de treaba aceasta și eroul meu din această carte. Copilul la vârsta aceasta n-are simțul dramaticului. De ce el este foarte ironic în carte? Și copilul trăiește plenar tot până în momentul când se ia în stăpânire ca om social. Și atunci intervine și dramatismul și judecă altfel lucrurile sociale. Dar copilăria în general este o copilărie frumoasă, pentru că orice copil vrea să zburde, vrea să râdă, vrea, și asta am vrea noi și în zilele noastre pentru copii. Ori copiii acum nu comunică, nu râd, nu știu să râdă. Și râsul este foarte necesar pentru copilărie. Este foarte necesar. Le desemnează felul lor de a gândi și de a trăi. Și dacă nu comunică azi și mâine și se închid în internet, nu fac decât să devină mai vulnerabile. Când vă gândiți la copilărie, care vă este cea mai dragă amintire pe care vă voi mai aduceți aminte? Aceea e când mă întâlneam cu toți copiii și jucam pe iarbă, în pădure, peste tot, mergeam,
Noi nu ne băteam, noi nu ne vorbeam urât, noi făceam versuri unul pentru celălalt, în felul acesta ne luam noi, adică în râs. Dar cine? Cel mai slab plătea totdeauna. Și ne jucam în felul nostru, cu mingea, cu... alergam, ne prindeam, ne urcam în copaci, ne urcam mai repede. Erau jocuri așa de simple și de aproape de natură, încât nu puteau să facă rău. Care vă era cel mai drag joc, spunând de jocuri? De ascunsa. De ascunsa, că într-o grădină mare nici nu te găsea nimeni. Și puteai să te ascunzi și să tragi un somn acolo până și ești găsit. Ce părere aveți despre ziarul Baz, un ziar scris numai și numai de copii? Eu urmăresc emisiunea dumneavoastră, îmi place, sunt copii foarte isteți acolo. Îmi place ceea ce faceți, ziarul este foarte bun și chiar... mă angajez să contribui și eu la realizarea lui, dacă mă primiți. Cu siguranță vă vom primi și suntem fericiți dacă am avea un parteneriat și cu dumneavoastră. Cu plăcere și voi citi numărul acesta din capăt în capăt. Am mai citit câteva numere și îmi place că ați făcut și ați luat inițiativa asta, nemaipomenit. Pentru copii, copiii merită totul, absolut totul. Dar în primul rând merită atenție, merită dragoste, merită să fie lăsați să vorbească, să se arate lumii. Și trebuie învățați să facă chestia aceasta, pentru că în copii sunt toate mirările, toate întrebările și ei vor să afle și să adune una peste alta aflările acestea și la urmă să le totalizeze și să fie niște, să ajungă niște personalități culturale. Pentru că asta e specific nordului nostru de Moldova. Copiii au deschidere culturală. Vă mulțumesc mult că ne-ați acordat acest interviu. Cu plăcere și altă dată. Prietenilor noștri care ne urmăresc la această oră, le doresc o săptămână cât mai bune și cu multe, multe realizări.